Dominic Fritz, candidatul Alianței Timișoara Unită pentru Primăria Timișoara, a votat pentru continuarea drumului european al orașului de pe Bega. Un drum al corectitudinii, un drum al respectului și un drum care pune accent pe viitorul nostru, pe educație și sănătate. Eu am votat cu o mare, mare încredere în timișoreni, în dorința timișorenilor de a păstra vie spiritul timișorean și în capacitatea timișorenilor de a apăra democrația. Votul de astăzi în Timișoara, dar și în toată țara, este poate cel mai important vot de la Revoluție încoace și românii astăzi nu doar își exprimă o opțiune politică, ci își exprimă sprijinul pentru democrația în sine și pentru drumul european al țării. Alături de Dominic Fritz au aflat candidatul Alianței Dreapta Unită pentru CJ Timiș, Alin Nica, candidatul Alianței Dreapta Unită pentru alegerile europarlamentare, Claudiu Chira, viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, dar și alte oficialități locale.